problema de mediu pe care noi avem la Câmpina majoră, și anume niște batale de petrol și lacul Peștelui, care sunt pline de niște rezidui petroliere acide, care nu pot fi tratate decât cu foarte mult gaz. Ele au ajuns în proprietatea societății Steaua Română la un moment dat, atunci când proprietatea s-a privatizat, și societatea nu a avut bani suficienți să le ecologizeze. Acolo este vorba de niște firme care merg poate între 20 de milioane și 100 de milioane de euro. Niște sume foarte mari. Societatea niciodată nu va cheltui acești bani. De aceea, dacă într-un proiect viitor de rezolvarea problemei ecologice s-ar fi de această poziție, nu știu cum se poate face. Ele pot fi luate de la societate, de către stat, pot fi ecologizate, ar fi foarte bine. Pentru că nimeni nu va avea bani să bage acolo pentru ecologizarea lor. Nici societatea, nici primăria, dacă cumva le va veni cumva ideea să mie transfere nouă, noi nu vom avea bani nici pe departe să ecologizăm aceste batale. Dar ele constituie o pată neagră pe, să zicem, de ghilimele, obrazul municipiului Câmpia. Dacă trebuie chiar cu un bord, o fotoplan făcut din elicopter, sunt niște zone negre, este una aici în spate, una lângă tunelărie și lacul Peștelui. Acestea ar fi rezolvate cu banii europeni, așa cum și Germania trebuie s-a realizat cu banii landurilor și cu banii statului german. Sunt bani mult prea mulți ca să poată să-i rezolve cineva.